Biblioteca județeană I.A. Basarabescu își va deschide porțile sâmbătă seara cu începere de la ora 18 în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Noaptea Albă a Bibliotecilor. Manifestarea este organizată la inițiativa Asociației Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și întâmpină participanții cu acțiuni speciale și evenimente cultural-artistice. Și bibliotecile din România s-au gândit să facă un gen de acțiuni culturale, în ideea de a oferi publicului giurgiuveanu o alternativă de sâmbătă seara. De aceea facem această ediție, Noaptea Bibliotecilor, după o pauză de un an, din păcate s-a întrerupt la nivel național, dar noi ne propunem să ducem această manifestare în fiecare an. Evenimentul va debuta cu o lansare de carte, urmată apoi de ședința Cenaclului Literar Luceafărul. Vom avea ședința Cenaclului Literar Luceafărul în coordonarea doamnei Dunia Pălângeanu, cu un program foarte variat. Începem cu o întâlnire cu scriitorul Petre Crăciun, urmată de o expoziție de carte cu vânzare organizată de Literatura pentru Copii. Manifestarea continuă apoi cu derularea concursului de cultură generală Tu întrebi, biblioteca răspunde, iar participanții vor fi premiați cu câte o carte. Manifestările se vor încheia la ora 23:30 după vizionarea cărții ecranizate Procesul de Franz Kafka. Însă biblioteca va rămâne deschisă toată noaptea pentru cei care vor să rămână pentru lectura unei creații literare preferate.